companiile Auchan și Leroy Merlin, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Departamentului pentru Situații de Urgență, au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane non-critice. Astfel, o clădire aparținând Leroy Merlin, situată pe centura capitalei, zona Mogoșoaia, va fi transformată într-un centru de primire, triere, cazare și tratare preliminară a bolnavilor infectați cu coronavirus, iar cazurile mai grave vor fi transferate către alte unități spitalicești. Suprafața alocată de 7500 de metri pătrați are toate utilitățile de bază, apă, energie, canalizare, etc. și va fi amenajată, grație eforturilor tuturor celor care se alătură proiectului, într-o unitate prespitalicească. După finalizarea echipării, clădirea va fi predată autorităților medicale decise de Guvernul României pentru a fi operată de către cadre medicale profesioniste.